Satul Vernești, județul Buzău. Zona este vestită și printre fermieri, dar și printre căutătorii de comori. Recent, un adevărat tezaur istoric a fost descoperit pe câmpurile din Vernești. Bijuterii vechi de sute de ani, după cum ne anunță corespondentul nostru din regiune. Există o echipă de arheologi amatori care au detectoare de metale, iar timpul liber îl petrec pe coclaurile țării la vânătoare de artefacte. Tot ce găsesc, indiferent de valoare a descoperirilor, este predat autorităților într-o dovadă de respect pentru istoria locului. Toate obiectele găsite la Vernești atestă că această zonă a fost locuită încă din timpuri străvechi și dovedesc o tradiție bine definită. Este un demers esențial pentru cunoașterea originilor noastre. Este declarația sinceră și de-a dreptul patriotică a directorului Direcției pentru Cultură Buzău, Constantin Cățoi.